Discutăm astăzi la emisiunea Raftul Atenei despre o carte impresionantă. Impresionantă prin cuprindere, prin calitatea și cantitatea informației și prin paleta largă și diversificată de autori. Este vorba de volumul Panorama comunismului în România, publicat anul acesta la editura Polirom. Volumul de aproape 1200 de pagini este o încercare amplă de radiografiere a regimului comunist din România. Sunt 47 de contributori, specialiști în diverse domenii, care abordează diferite aspecte ale vieții sociale, politice, economice, culturale, sportive și așa mai departe, din perioada 1945-1989. Ar trebui să aloc o bună parte din emisiune numai ca să menționez domeniile și autorii din această carte. Veți înțelege astfel de ce formatul ediției de astăzi a emisiunii este ușor schimbat și implică și o selecție severă din partea mea. Vor fi 3 interviuri succesive, în loc de unul singur, cum făceam în mod obișnuit, cu 3 coautori ai cărții. Fiecare interviu va fi axat pe specificul contribuției autorului. Coordonatoarea acestui vast proiect este cercetătoarea și scriitoarea Liliana Coropca, care a mai editat un volum similar, Panorama comunismului în Moldova sovietică, apărut tot la Polirom în anul 2019. Doamna Liliana Coropca este prima invitată a ediției de astăzi în calitate de coordonator, dar și de contributor, pentru că ea a scris capitolul dedicat cenzurii comuniste, domeniul în care s-a specializat în ultimii ani. Va urma un interviu cu domnul profesor Marian Petcu despre ce specie de jurnalism, dacă se poate numi așa, s-a practicat în timpul comunismului în România, iar la final un interviu cu domnul profesor Cristian Preda, care se ocupă în volum de un capitol dedicat postcomunismului. O idee iarăși foarte bună, pentru că perioada comunistă își menține, vrem nu vrem, forța ei gravitațională asupra prezentului. Mai întâi v-aș întreba, doamna Liliana Coropca, de unde numele volumului? Adică, de ce panoramă și nu analiză sau sinteză? Pentru că fiecare capitol este o analiză specializată la obiect, iar tot ansamblul pare o încercare de sintetizare a acelei perioade și a studiilor dedicate acelei perioade. Bună ziua, vă mulțumesc pentru întrebare și vă mulțumesc și pentru cronica din Dilema veche la Panorama comunismului în Moldova sovietică. Mi-am adus aminte că nu ne cunoșteam atunci și n-am avut ocazia să vă mulțumesc, dar am citit-o cu plăcere și mă bucur că și următoarea Panorama v-a trezit interesul. Întrebarea este foarte bună, dar răspunsul n-ar fi unul sofisticat. Este adevărat, prima panoramă se numea Regimul comunist în RSSM, adică foarte scurt, simplu și general. Și prima schemă era una simplă cu 12 capitole, dar de la 12 am ajuns la aproape 40. Și când fostul președinte al ICCMR a văzut schema și deja cartea era gata și a exclamat la un moment dat, păi e o adevărată panoramă. Și am zis da, am fost de acord. Și el s-a gândit și a spus că panorama comunismului sună mai promițător așa și mai atractiv decât pur și simplu regimul comunist. Și el a fost, domnul Radu Preda, a fost acela care a propus acest titlu pentru Panorama comunismului Moldova sovietică și pentru că schema următoare era luată cumva, aplicată și adaptată după prima panoramă, am rămas la același titlu că îmi place așa să existe o corespondență și un titlu similar, pentru că și schema este cam identică și scopurile cărților sunt aceleași. Bun, mulțumesc pentru această precizare, pentru că ea de fapt arată că, dincolo de ceea ce unii ar putea înțelege prin panoramare, adică o privire de deasupra, de fapt, dedesubt, între copertele acestei cărți, sunt analize foarte aplicate.
Aici depinde de fiecare autor, pentru că, într-adevăr, atunci când am făcut propunerea de colaborare, eu am menționat că ne adresăm unui public larg, limbajul trebuie să fie unul accesibil, în 10 pagini nu poți să spui prea mult și atunci panoramarea ar fi fost una clasică. Dar autorii au înțeles să nu respecte acele 10 pagini și am primit niște capitole de cele mai multe ori foarte consistente și nici să nu facă prea multe compromisuri unui public ignorant și foarte, foarte larg și atunci avem niște analize foarte bune și foarte, să zic așa, academice de multe ori și de asta nu avem în vedere prin panoramă ceva superficial și general, dar și analize aplicate și de foarte bună calitate. Spuneați în introducerea la acest volum de momentul pe care la acel moment abia îl așteptați ca panorama comunismului din Moldova sovietică să fie pusă față în față cu cea din România comunistă. Acum sunt, iată, față în față. Sunt în sfârșit, pot sta alături. Ce ați constatat? Adică, cumva, paradoxal, într-un fel s-au înfrățit aici românii de o parte și de alta a Prutului prin experiența asta comună? Eu cred că da și am mai spus tot în, cred că într-una din notele asupra ediției că eu am trăit jumătate de viață în Moldova sovietică și jumătate ultima... A spus-o în introducerea la ediția aceasta da. Despre România. Și atunci am plecat din Moldova prea repede ca să aflu și să studiez perioada despre care am... din Moldova sovietică, perioada comunistă. Iar în România eu am venit după comunism și mi-am dat seama că tinerii de vârsta mea au altă experiență în spate. Ei au trăit un alt comunism. Și atunci aceste două perioade, dar mai ales ultimii ani ai comunismului, sunt cei care sunt foarte diferiți de experiența moldovenească față de ce au trăit colegii mei în România. Dar dincolo de asta, eu am mai spus că din experiența mea atunci când am venit în România, perioada asta și apropo m-am ocupat și de cenzură, perioada comunistă, adică Basarabia sovietică, era un subiect tabu. N-ai avut voie să scrii nimic, uneori simplu nume, Basarabescu, erai cenzurat sau Ciurunga a avut și el Orheianu, și-a pus niște pseudonime care te trimiteau așa ușor spre Republica Moldova sovietică atunci, sau Basarabia, care cu greu putea să mai pătrundă, am găsit și în literatură, în biblioteci, am găsit și un volum care era despre vinuri. Ei, și un capitol avea ceva vinurile basarabene și a fost cenzurată pentru că a existat referirea aceasta la Basarabia. Ei, și după căderea comunismului, recuperarea aceasta nu s-a făcut imediat. Adică românii din România știu foarte puțin despre Moldova sovietică din perioada 45-89. Și mi-am dat seama că noi eram priviți ca niște basarabeni contemporani cu Pan Halipa, care au coborât frumos și romantic din perioada aceea interbelică, când era România mare. Ori realitățile nu sunt deloc așa și eu am încercat să aduc în România și această perioadă, pentru că eu am venit cu un pașaport sovietic anulat, nu cu un pașaport de România mare din 1939 sau 35. Și noi ne-am făcut toți cetățenie pe motivul repatrierii, dar repatrierea nu era noastră, era bunicilor noștri care cândva au fost cetățeni români, și pentru că bunicul meu a fost cetățean român pentru că s-a născut în 20 și în 30 a fost în teritoriu românesc, pe baza aceasta eu puteam să solicit o repatriere. Dar nici eu nu știam istoria României prea bine, nici românii nu știau istoria Moldovei și atunci eu am încercat perioada aceasta foarte complicată și dificilă și mai ales și în privința relațiilor moldo-române, când Moldova era Uniunea Sovietică și relațiile cu Uniunea Sovietică ale României au fost și ele în mai multe etape și destul de complicate. Și atunci am vrut să aduc cumva această perioadă și având două panorame față în față, să putem compara exact fiecare domeniu și să ne dăm seama unde am avut același trecut, unde am avut alt trecut și cum putem să mergem mai departe împreună cât mai lin așa, pentru că relațiile moldo-române nici acum nu sunt lipsite de asperități și de anumite neînțelegeri, care tocmai vin din această lipsa unui parcurs sau măcar a unui
Nu există, de fapt, un studiu care, nu exista un studiu din ăsta foarte mare care să permită această analiză comparată. Exact asta totuși încerc eu să mă lămuresc și să întreb și să vă întreb. Practic, experiența comunistă a Basarabeanului este asemănătoare cu cea a celui de a românului de pe partea dreaptă a Prutului? Nu este, pentru că, în primul rând, în România a existat o distanțare de Uniunea Sovietică și a fost posibilă o anumită atitudine prin relațiile lui Ceaușescu cu China, prin deschiderea față de vest, a invitat președinții americani. Am înțeles, americane. Dar nu m-aș referi numai la aspectele acestea politice, ci mai degrabă sociale. E vorba de trai, poate, de mentalitate. Am vrut să continui, iar în Moldova, de la începutul comunismului moldovenesc până în 89-90, până, de fapt, prin 86-87, când a fost perestroica și când glasnost și în Moldova s-a putut vorbi un pic despre alfabet român, s-a cerut limba română. Politica de românofobia și politica de sovietizare a fost printre cele mai puternice din întreg regimul sovietic, din întreaga Uniunea Sovietică, și această sovietizare și rusificare intensă a fost principala deosebire, pentru că se încerca pe toate palierele, și în carte se vede, și la educație, și la muzică, și la totul era în limba rusă, studiile erau în limba rusă, grădinițele în rusă, puteai să faci carieră numai dacă sigur, erai... Sigur, dar de pildă, luând ca exemplu domeniul pe care l-ați pomenit, cel al cenzurii. Uh-huh. Experiența cenzurii în România era aceeași cu experiența cenzurii în Basarabia? Da. Nu neapărat în Basarabia, pentru că eu am studiat mai degrabă, n-am intrat în arhivele moldovenești ca să văd cenzura, și cele mai importante documente au fost luate, duse la Moscova, că am fost, de pildă, în Estonia. M-a interesat foarte mult și erau niște specialiști pe care îi cunoșteam și ei mi-au spus, pentru că și pe ei interesa, ei au studiat mulți ani cenzura sovietică și au spus că nu o să găsești la Riga sau la Tallinn nimic interesant, că au fost luate aceste arhive. Dar eu am studiat deci, modelul sovietic. Da. Și modelul românesc. Așadar, în afară de lucrul acesta, de specificul acesta, să spunem, al politicii Moscovei față de Basarabia, experiența oarecum cotidiană, culturală, socială, economică, prezenta similitudini. Da, prezenta, pentru că era un bloc, da, desigur, era un bloc, erau niște particularități specifice, poate pentru fiecare regiune sau republică, așa, dar fiind vorba de un bloc întreg comunist, economia era centralizată, totul era centralizat și dincolo de această rusofobie, m-am orientat mai mult spre deosebire, am văzut care sunt deosebirile, dar asemănările sunt și ele la nivelul general, așa cum ați spus, sistemul cenzurii, sistemul economic, ideologia comunistă, aceiași corifei, să zic așa, politici, erau peste tot în blocul sovietic. Are vreo semnificație faptul că ați intitulat cartea, sau că titlul la care s-a ajuns este Panorama comunismului în România sau în Moldova, ci nu Panorama comunismului românesc sau Panorama comunismului din România? Da, eu am găsit chiar autorii ai cărții care își citează contribuțiile și sau am mai fost la o emisiune la Radio România Cultural și prezenta cartea Panorama comunismului românesc, pentru că sună mai firesc, parcă. Dar fiind în oglindă cu Republica Moldova, nu puteam să spun Panorama comunismului moldovenesc, pentru că avem și Moldova în România și atunci trebuia să menționez fie Republica Moldova, fie Moldova Sovietică, și dacă am pus la prima panoramă în Moldova, atunci am mers așa oarecum în România. Deci doar acest credeam că voia să subliniați faptul că până la urmă comunismul a fost o chestie alogenă care a venit în societate și a colorat specificul locului, dar fără a fi din acel loc. Mie mi se pare mai potrivit titlul în România decât comunism românesc. Dincolo de teoriile și de ce se poate interpreta, îmi place mai mult în România și mi se pare mai exact, pentru că
până la urmă este și un fenomen, mai ales la perioada 45 sau 48-89, este un fenomen totuși importat, nu este, fără armata sovietică, Partidul Comunist ar fi avut o existență destul de leșinată sau cine știe dacă ar mai fi avut-o, că comunismul românesc este mai vechi decât, să zic așa, dacă ne referim la un partid, mai vechi de 48. Și așadar, credeți că nu s-a împământenit, nu a fost metabolizat acest regim, acest sistem în cele două țări, nu? Într-un fel s-a împământenit destul de bine, mai ales dacă ne gândim la liderii care vor să-și mențină puterea sau până la urmă președinții țării sau au fost aleși Gheorghiu Dej români sau nu Ana Paucher, adică e ceva adevăr în ceea ce spuneți, dar n-am văzut așa, n-am auzit comunism bulgar, comunism, sunt niște particularități și se spune mai mult național sau comunism naționalist, da. Adică mai da. Mult Ceaușescu, sunt niște particularități, dar comunism românesc, parcă mie îmi sună cam pretențios. Dar nu acesta a fost criteriul, trebuie să recunosc. Pur și simplu, fiind într-o corespondență cu Moldova și dacă acolo da, am spus... Da, am înțeles de la argumentul inițial. Asta a fost un argument mai simplu, așa. Dar este cumva această panoramă și o încercare de evaluare a perioadei comuniste, adică altfel spus, avem acum mijloacele și maturitatea de a evalua această perioadă? Era momentul pentru o asemenea panoramare? Eu cred că era momentul. Dincolo de ce avem sau nu avem, că atunci când am căutat specialiști pentru fiecare domeniu, mi-am dat seama că sunt 3-4 zone, închisori, eu știu acolo ideologie, dar sunt alte, de pildă învățământ. Eu am mai vrut un capitol despre editurile, sistemul editorial sau alte politici sociale și nu prea sunt specialiști sau care au fost 2-3, au activat mai mult în timpul regimului comunist și acum pur și simplu îi căutam și găseam că au murit în nu știu ce an. Adică nu toate zonele au specialiști sau nu există un interes pentru toate zonele. Dar dincolo de asta, după 30 de ani, când deja vorbim acum anul acesta despre perioadă post-pandemică, eu cred că era tocmai bine să tragem o linie și să încercăm așa să ajungem la niște concluzii. Dar este un subiect deschis și sigur nu doar acest volum și eu nu am avut ambiția de a neapărat de a trage linii sau prea, să zic așa, să fiu foarte categorică. Eu am avut un, să zic așa, un scop mai general și m-am gândit că mi-ar fi interesant mie și ar fi interesant și publicului să aibă și o altă perspectivă, să aibă și alte domenii și puse toate la un loc, să privească altfel o perioadă care este totuși complexă și nu putem să privim în alb și în negru. Discutăm cu doamna Liliana Coropca despre cartea Panorama comunismului în România, editura Polirom 2021. Pe lângă faptul că sunteți editorul acestui volum remarcabil, sunteți și autoarea capitolului intitulat Cenzura în comunism, instituții, atribuții, practici. Motivul pentru care v-ați atribuit acest domeniu este clar. Ați scris până acum mai multe lucrări pe această temă, controlul cărții, cenzura literaturii în regimul comunist din România. Instituția cenzurii comuniste în România 1949-1977, carte în două volume. Și foarte interesantul Caiet de cenzor, în care, aparent, priviți lumea și din unghiul cenzorului. A spus că cenzura a avut mai multe avataruri în România comunistă. A spus în această carte de care vorbim noi. Unul de început, unul oficializat, și la sfârșit unul mai subtil, ascuns, dar omniprezent. Vă rog să vorbim despre fiecare dintre ele. Prima cenzură, de pildă, a venit pe un teren, mă gândesc, pregătit de dinainte. De fapt, cenzura se practica deja, având în vedere că era sfârșit de război sau chiar încă era război în 1944-45. Da, mă bucur că invitatul dumneavoastră este și domnul Marian Petcu. Eu am fost contributor în mai multe volume colective, o enciclopedie a cenzurii și o
cronologia cenzurii în România și dacă răsfoiți acea carte, vedeți că despre cenzură se vorbește de pe la 1700-800. Prima cenzură în genere a fost cea religioasă, deci cărțile care ieșeau oarecum dintr-un canon religios erau cenzurate, erau libri, proscrite. Da, cred că adică... cartea domnului Petcu începe din secolul 17, adică primele menționări ale cenzurii. Da, primele menționări ale cenzurii. Ce am vrut să spun este că, într-adevăr, nu vorbim despre un început al cenzurii în 1944, dar vorbim despre cenzură comunistă. Și în 1944, primele documente pe care eu le-am găsit au fost ale Comisiei Aleate de Control și erau scrise în limba rusă. Și mi-au atras foarte mult atenția, ele au fost și mai puțin accesibile unui cercetător care, de pildă, nu știe rusa. Și acolo, foarte clar, era... indicat o listă cu reviste care pot să apară și era pe urmă o altă listă care nu erau aprobate de către Comisia Aleată de Control. Și mie mi-a tras atenția un atare document și am găsit și alte tipuri de documente. Pe urmă am văzut că birouri ale Comisiei Aleate de Control erau în toate orașele mari, erau și la Cluj. În această comisie nu erau numai ruși sau numai soldați veniți nu știu de pe unde, dar erau români chiar de la Ministerul Propagandei, erau chiar personaje onorabile, mi-aduc aminte probabil Alexandru Paleologu, l-am găsit la un moment dat într-un asemenea document, adică funcționarii anumitor ministerii au fost probabil obligați sau nu știu care a fost aici modul de a-i atrage în asemenea comisii, dar am găsit, de pildă, că ei făceau controle la biblioteci și chiar găseau pe un perete al directorului școlii o hartă cu România Mare. Și rapoartele lor erau foarte dure, că de ce nu s-au luat măsuri, de ce nu s-a interzis, de ce nu s-a epurat. Deci aceasta a fost perioada 44-48. Comisia Aleată de Control s-a desființat în 47. După asta mai făceau asemenea controle cei de la Ministerul Propagandei. Și este o perioadă foarte incertă așa și... am găsit că deciziile sau era după război, oamenii erau speriați, nu știau ce va fi, unii nu iepurau cărțile că așteptau să treacă această hoardă și spuneau ei că mâine poi mâine scăpăm de ei și punem cărțile la loc, iar alții din exces de zel sau dintr-o frică prea mare ardeau totul. Și când veneau următorii cenzori sau următoarea echipă de control, ca să vadă cum s-a efectuat epurarea, ei găseau întreaga bibliotecă închisă și raportul, cărțile au fost arse toate. Da, dar trebuie să spunem că de la o primă interdicție, de pildă, să nu-l vorbești de rău pe rege, da? Care era în indicațiile de cenzură inițiale, da. Să ajunsese în 49, nu? La, sau poate și mai devreme, la liste de autori indezirabili. Listele au existat deja prin 47, din câte da. Mi-aduc eu aminte. Dar înaintea listelor a fost un ordin cu toate publicațiile cu caracter fascist și care sunt dușmănoase la adresa Uniunii Sovietice și a aliaților, ceva de genul, aliaților de război. Și asta era foarte general, această ordonanță, și permitea deja o foarte mare, să zic așa, arie de activitate pentru cei care epurau cărțile. Că vorbim în prima perioadă mai ales despre epurarea cărților. A urmat apoi o altă perioadă a cenzurii, cea în care a existat chiar și o instituție desemnată să o realizeze, nu? Direcția Generală de presă și tipărituri. Din ce s-a caracterizat oficializarea aceasta a cenzurii? Asta este și cea mai importantă perioadă de activitate a cenzurii și este așa zisul model sovietic, pentru că a fost înființată o instituție identică sau, mă rog, similară cu Glavlit. E un fel de direcția presei și pentru presă și literatură înființată în Uniunea Sovietică și după modelul acesteia au fost implementate în mai multe țări ale blocului comunist asemenea instituții. În România ea a fost desprinsă din Ministerul Propagandei, direcția presei de acolo și de aici a păstrat și numele direcția presei și tipăriturilor.
și cu timpul activitățile și atribuțiile instituției s-au lărgit foarte mult și a fost până în 77 când a fost desființată instituția cu cele mai multe atribuții în domeniul cenzurii. Să facem o concesie mai tinerilor noștri privitori și să le spunem cu ce anume se ocupa, cum se manifesta la concret această cenzură. Practic, da, nu puteau apărea cărți, nu puteau apărea ziare, nu puteau apărea, nu se putea vorbi la radio fără să respecte o anume trecere prin furcile ei. Da, la diferite instituții, la radio sau la televiziune, teatru, film, aceste operațiuni erau un pic diferite, dar toate se reduceau la un control prealabil. În cazul cărților sau al tipăriturilor și presa inclusiv, era cenzura de trei feluri, adică controlul prealabil, de pildă la o carte, te duceai cu manuscrisul și pe manuscris se făceau niște observații. Și acesta era un control prealabil, adică cenzura înainte de cenzura propriu-zisă. Urmă era controlul manuscrisului, adică pe șpaltul, pe varianta care mergea la tipar. Și aceasta era cenzura care se numea bun de tipar, adică abia după ce se mai uita un cenzor sau o echipă pe conținutul volumului, abia după asta îi se dădea bun de tipar și apărea cartea. Ei, dar mai exista și o a treia etapă, post-cenzura sau cenzura în stadiu în care deja era cartea în librării. Și la această etapă se mai găsea uneori, în cazuri mai rare, e adevărat, că și costurile erau foarte mari, tirajele erau enorme și când o carte apărea într-o 150.000 de exemplare, apărea acolo, a fost retrase din librării 70.000, au fost topite nu știu câte, deci și cărțile publicate sau revistele puteau fi retrase din circulație, adică deja apăruseră. Aceasta se întâmpla și când unul oarecare nu trebuia să fie neapărat un cenzor din cadrul cenzurii, dar un critic literar sau un specialist în domeniu găsea ceva, o informație și o semnala la partid, partidul spunea da, într-adevăr. Și aici era un șir de pedepse, pentru că se uitau cine a lăsat, cine a citit, cine... După care, după 1977, și domnul profesor Petcu are o expresie foarte bună, spunând că la cutremurul din 77 s-au schimbat multe lucruri, da? După 1977 s-a desființat aparent această instituție a cenzurii. S-a desființat, nu aparent, s-a desființat pe bune. Dar nu s-a desfințat cenzura. Și a continuat să activeze sub forme mai subtile, nu? Da, dar acest lucru era previzibil și explicabil, pentru că nici până în 77 nu doar această instituție s-a ocupat de cenzură, ci o serie de multe alte comitete, redacții, edituri, securitate, propaganda de la partid era un departament. Iar în 71 sau 72 se înființează Consiliul Culturii și Educației Socialiste, care încet încet și-a atribuit funcțiile instituției defuncte sau desființate în 77. În 77 s-a desființat o instituție în sensul că oamenii de acolo au fost fie transferați, concediați, instituția avea mașini, automobile, pentru că în cadrul ziarelor ele trebuiau să apară dimineața, cenzurii lucrau de pildă până la 1 noaptea, până la 2, ora 2 noaptea și atunci ei erau aduși și duși acasă cu autobuzele instituției și sunt documente în care cu tare mijloc de transport sau mobilă este donată sau transferată la alt minister, iar cei mai buni cenzori, undeva în jur de 100, dintr-un total de 270 în ultimul an, au fost transferați la acest Consiliu al Culturii și Educației Socialiste, unde au fost înființate departamente identice cu acelea din cenzură și activitatea lor, în multe cazuri, practic nu s-a deosebit. Adică ei pur și simplu au activat în cadrul altei instituții și într-un alt sediu. Dar, sau nu chiar alt sediu, pentru că și Consiliul Culturii tot la Casa Scânteii, dar probabil că ceva acolo tot instituția în sine nu mai activa, au fost aduse reviste, edituri, alte instituții. Pentru final aș vrea să menționăm și cartea aceasta a dumneavoastră, Caiet de Cenzor, pe care de fapt am menționat-o mai devreme.
Cum ați întors oceanul aici? Adică ce ați descoperit prin acest document? Ce schimbă din perspectiva asupra cenzurii un astfel de document? Trebuie să menționez că este vorba de o ficțiune, deci este vorba de o poveste inventată de mine, dar după aproape 10 ani în care eu am trăit așa cu cenzura și am scris și am editat documente și știam foarte multe subtilități și printre altele am găsit la un moment dat ceva care pe mine m-a mirat și anume era vorba de fuga unui cenzor în străinătate și eu știam că avusese multe burse în străinătate, știam că în 1975 un cenzor din Cracovia, din Polonia, a fugit în străinătate și a furat vreo 700 de documente. Și acestea au fost editate, comentate și era cea mai bună carte despre cenzură și care demonstra că, de fapt, așa zisa lipsa, absența cenzurii în regimul comunist este un mit și că există în regimul de comuniste o cenzură foarte dură și poftim aceste, poftim documentele, poftim dovezile și argumentele. Iar cu un an înainte a fugit un cenzor român, o cenzoriță, și nu era oarecare, deci nu era un cenzor cum era Străjevski din Polonia, care era un ceva pe literatură. Nu avea așa o funcție importantă, ori în România. Petrescu avea funcția de șeful biroului documente secrete. Adică toate documentele secrete, tot circulația documentelor, arderea, pentru că eu am găsit-o pe ea în toate procesele verbale, în care documentele secrete, lista lor fiind expusă, așa erau arse. Și așa m-a interesat, în primul rând, am citit cu atenție lista aceea și am văzut ce documente erau arse. Și acolo am găsit caietele de cenzor. Și nu era doar, să zic, menționat caietul, ci era formatul, era caietul lectorului, era caietul care, instructorului care mergea în teritoriu, pentru că noi aveam un sediu central și aveam sedii periferice, locale. Deci întreaga România era populată așa, înțesată cu mici sedii ale cenzurii. Pe scurt, până la urmă, era grea viața de cenzor, chiar dacă aparent ei par că au fost niște oameni care aveau pâinea și cuțitul. Din moment ce a și fugit din țară. Da, și încă a fugit nu în anii 80, când se fugea, să zic așa, pe motive întemeiate. A fugit în 74, când încă, mă rog, erau primele semne. Era grea viața de cenzor pentru că nici ei nu hotărau. Deci pâinea și cuțitul, de fapt, nu prea... În puține domenii aveau, dar până și puțitul era la partid și pe urmă a început și securitatea să se implice foarte mult. Încă prin 71-70 făceau razii din astea prin instituție și pedepseau și dacă șefa a fugit, atunci ne putem imagina că erau și probleme. Mai îi dădeau afară, îi pedepseau. Acum, din ce perspectivă privim? Pentru că pe ăștia cu facultăți umaniste, istorie sau, eu știu, filologie, limbi străine, îi aștepta o navetă undeva într-un sătuc și era de preferat să lucrezi într-un sediu călduț, unde până la urmă nu era chiar așa de imposibil activitatea, adică nu era chiar așa de greu să tai ceva subversiv. Sau... Practic, nici astea nu prea erau, era o convenție, dar nu mai lungim vorba. Și caietul de cenzor încearcă să recupereze ficțional un document istoric pe care nu l-am găsit în arhivă. Unul dintre capitolele din panorama comunismului în România se numește Jurnalismul comunist în România. Presa, profesia, legislația. Discutăm în continuare cu autorul său, domnul Marian Petcu, profesor de jurnalism și științele comunicării la Universitatea din București. Domnul Marian Petcu a scris și a coordonat mai multe lucrări despre jurnalismul din România, dintre care citez selectiv Enciclopedia cenzurii din România, Istoria jurnalismului și a publicității în România sau Jurnalist în România, istoria unei profesii. Domnule Petcu, la începutul capitolului de care v-ați ocupat în panorama comunismului în România, ați afirmat că jurnalismul românesc în perioada comunistă a avut mai multe vârste, așa le-ați numit, în funcție de perioada traversată de regim. Dar v-aș întreba dacă există o trăsătură comună a jurnalismului din acea perioadă, indiferent de vârsta lui. Adică, într-o tipologie universală a jurnalismului, unde s-ar încadra jurnalismul românesc din timpul comunismului?
Este un jurnalist de reverență, de plecăciune. Adică nu avem ce face. Este un jurnalist de propagandă. Un jurnalism care îmbrățișează modelul sovietic, unde există un narativ oficial, un punct de vedere oficial și toată presa, indiferent de formele sale de expresie, toată cultura, tot ce înseamnă expresie simbolică, se supune punctului de vedere oficial. Este adevărat că sunt mai multe vârste, adică avem o primă etapă, aceea defascizării României. Defascizare însemnând la noi comunizarea României, să fim onești. După ce se retrag armatele roșii, se întâmplă ceva, adică chiar în ultimul an de viața lui Gheorghiu Dej, există o oarecare licărire, o oarecare speranță că ceva se mai întâmplă și în cultura română, dar abia în timpul guvernărilor ceaușiste avem o perioadă un pic mai luminoasă, în sensul că îi se dă frâu, îi se slăbește lațul, dacă vreți, presei, jurnalismului, până pe la sfârșitul anilor. Eu dau și studenților mei care cu tremurul din 77, după 77, ceea ce ni se părea oarecare libertate în comunism devine o iluzie. În sensul că în ultimii ani de administrație comunistă, 77-89, jurnalismul revine iarăși într-o zonă de slugărnicie de plină. Dar, domnule Petcu, reverența de care spuneați a atins, a compromis până la urmă fibra jurnalistică? Firește, firește. Firește pentru că a pervertit toate... Adică vreau să spun ultimativ, adică ca profesie până la urmă a fost compromisă. Da. Da, este compromisă iremediabil pentru că suntem într-o zodie a jurnalismului slugarnic. Nu contează adevărul, contează cum să dăm impresia că tot ce se întâmplă în țară este bun. Tot ce se întâmplă în țară trebuie privit într-un registru optimist, de exemplu. Gândiți-vă că nici în jurnalism, nici în muzică, nici în artă, în general, nu erau tolerate creațiile care îi deprimau pe muncitori, pe țărani, pe intelectuali, etc. Așa se întâmplă și în jurnalism. Se mai întâmplă ceva. Având un jurnalist de propagandă, de inspirație sovietică, nu mai contează realitatea. Noi nu mai avem un jurnalist de informare, ci unul de expresie. Contează, după teza lui Lenin, cum îi manipulăm pe oameni. Este un jurnalist de manipulare, firește. A, că au scăpat niște zone mai curate, da, au scăpat. Când se spunea temperatura, presiunea atmosferică, cotele apelor Dunării. Cotele apelor, da, în rest totul este o manipulare continuă. Într-un film românesc recent, asta îmi sugerează ce spuneți, e prezentat personajul jurnalistului care pleacă din redacție, din oraș, da, și se duce la țară ca să convingă oamenii de binefacerile noului regim, nici de cum să relateze, să spunem. Sau în filmul de dinainte de 89, Secretul lui Bacchus, pentru că acolo e jurnalistul, e cel care ajută organele de forță, da, și de ordine, miliția și securitatea recte, da, să demaște o rețea coruptă și putredă de burghești. Aceasta este, spuneți dumneavoastră, imaginea definitorie a jurnalistului din perioada comunistă? În Secretul lui Bacchus, jurnalistul, un pseudo-jurnalist, de fapt, este o piesă într-un angrenaj, angrenajul care face justiție. Justiția nu face presa, face instituțiile justiției, în sfârșit. Dar, mă rog, a plăcut, a avut o audiență nesperată, în sfârșit. Este vorba acolo de o răzbunare simbolică. Nu? Cum să-i punem la punct pe cei care devin bogați, prin fraudă, prin diverse metode. Sigur că comunismul este o epocă de mare corupție. Nu ne place să spunem, dar despre asta e vorba. Toată lumea fura, dar fura câte puțin. Acum fură mai puțin, mai mult, dacă vreți să fac așa o ironie. Pentru a... Da, chiar așa se întâmplă. În fine, n-am văzut ultimul film la care faceți raportare, nu știu la ce vă referiți. Însă, nu este o perioadă în care, cu care să ne mândrim. Nu avem niciun motiv să ne mândrim, credeți-mă. Nu, eu am spus de ambele perspective ca să arăt că și
Până la urmă e o identitate și înainte de 89 și după 89, să spunem, perspectiva oarecum era aceeași. Care era rolul jurnalistului? Acela de a convinge sau de a transmite ideologia oficială. Depinde la ce tip de jurnalism ne raportăm. Dacă ne raportăm la jurnalismul de tiraj, la jurnalismul de informare, sigur că acolo n-ar trebui să existe amprente ideologice. Dacă ne referim la jurnalismul oficial, sigur că acolo, da. Uitați-vă cât de greu se decomunizează. Uitați-vă, la noi decomunizarea însemna două lucruri. Unu, defascizare era egal decomunizare după război. Ați mai spus asta, dar chiar sunt chiar se suprapun identic? Sigur că da, sigur că da. Bun, și totuși au fost niște propagandiști, să spunem, ai ideologiei de dreapta care a dominat o vreme. Bun, dar ei sunt reprimați. Sunt câteva sute băgați în pușcării, avem și vreo 111 jurnaliști. Dar într-un fel nu se poate spune că ei au făcut același lucru cu ceea ce au făcut după aceia jurnaliștii, să-i spunem de stânga. Nu e același lucru. De ce? Spune. Pentru că aveai alternative. În comunism n-ai mai avut alternative. Da. Deci în timpul regimurilor de dreapta, să zicem dictatura carlistă, antoneștiană, etc., e o perioadă nenorocită, dar totuși nu erai obligat să te expui la un punct de vedere oficial care glorifica o persoană. Sigur că a fost și acolo un cult al personalității. Aveai alternative, aveai refugii. În comunism n-ai mai avut alternative, să ne înțelegem. Orice ai fi citit, orice ai fi consumat, nu ascultai, nu urmăreai decât vocea Partidului Comunist. Dar dacă ai avut opțiunea liber sau constrâns, până la urmă opțiunea e făcută. De aceea vă întreb încă o dată, de ce nu s-ar compara totuși activitatea acelor jurnaliști cu cea de după 1945? Sau 48? Luați în calcul elementul pluralism. Pluralismul n-a mai existat, n-ai mai avut alternative, despre asta este vorba. Da. Da. Nu mai avut. Adică comuniștii au obsesia consensului, a unanimității. Dacă nu ești de partea lor, te izolează. Ceea ce s-a și întâmplat. Adică comunismul, dacă vreți, a stat sub semnul exceselor în toate domeniile. A negat trecutul. A avut obsesia unei constituirii unei culturii proletare, non-burgheze, care urma să asigure emanciparea, bunăstarea celor săraci până atunci. Sigur că a fost o iluzie. Comunismul înseamnă lichidarea concurenței în toate planurile de activitate. Dar vă puteți închipui, domnule profesor Petcu, un context în care jurnalismul din România comunistă să fie avut altă traiectorie? Se putea altfel? Nu se putea altfel decât cu voie de la împărat. Dar dacă, cumva, să spunem, presa românească interbelică ar fi fost mai matură, mai democrată, folosesc niște termeni relativ, dar înțelegeți ce vreau să spun, ar fi putut rezista mai bine la un asemenea șoc? Deci, oricât de bine ar fi fost articulată presa noastră burgheză, ea nu putea să iasă din paradigma momentului. Presa din România a urmat ceea ce s-a întâmplat cu presa din Germania, din Italia, din Portugalia, peste tot unde ajung în poziții de putere partide de dreapta, de extremă dreaptă. Nu se putea altfel. A fost o epocă, probabil că eram condamnat să o consumăm și noi, să o traversăm și noi. Dar, repet, chiar în zona aceasta a exceselor pre-comuniste, avea alternative. Da. Nu te punea nimeni să cânti slavă Stalin, cum te-a obligat să cânti după 44-47, când se lichidează orice urmă de presă burgheză. Dar puteți creiona o diferență între libertatea profesională, să spunem, a jurnalistului și cea a scriitorului sau a, nu știu, artistului, pictorului și așa mai departe, în perioada aceea? Da, aici deschideți o temă radioactivă pentru mine, pentru că, da, scriitorul, pictorul a avut mai multe libertăți decât jurnalistul, dar
Jurnalismul din România este un jurnalist de expresie, dominat de scriitori. Noi nu am avut o clasă serioasă, omogenă, articulată de jurnaliști. De ce? Din cauza scriitorilor. Ori de câte ori s-a discutat, scriitorii mediocri cel mai adesea, ori de câte ori s-a discutat despre o școală de jurnalism, așa cum era în țările mai, mă rog, mă feresc să le calific, apăreau scriitorii și spuneau, stai domnule, ce cu jurnalism, cu școală de jurnalism? Noi știm, nu trebuie talent în jurnalism, noi suntem aia cu talentul, ce școală de, ce școală ți asigură talentul? Așa se face că Bucureștiul n-a avut școală de jurnalism timp de 122 de ani. Să se știe asta. Din cauza acestor impostori care au negat orice tentativă de a profesionaliza jurnalismul. Deci dumneavoastră vă referiți înainte de 1945, înainte, în perioada interbelică. Da, da. Iar în perioada după instalarea regimului comunist, avem după model sovietic. Eu am documentat asta în nenumărate probe materiale. Școala de jurnalist din România este după modelul facultății de ziaristică de la Universitatea Lomonosov din Moscova, cu nicio amprentă locală. Pentru că dacă n-ai avut tradiții, normal că te-ai luat după ruși. Noi am avut niște tentative. 1919 la Cluj avem un profesor, Iordan Radu, care începe cursuri de ziaristică. După model german. Avem la Cernăuți, la universitatea de acolo, Facultatea de Drept și Științe de Stat, un profesor, Atanasie Ștefănescu Galați, care predă jurnalism. Oamenii ăștia au fost ironizați. Cum adică jurnalismul este o profesie? Nu, jurnalismul este har de la Dumnezeu. Dacă lumea va înțelege asta, va înțelege de ce noi am fost mai jalnici decât alții din zona noastră și n-am avut un jurnalism autentic de informare. Am avut tot felul de jurnalisme unde expresia era mai importantă decât informația. Ca să înțeleg bine dumneavoastră, totuși nu spuneți că a făcut rău, de pildă, că Arghezi a practicat și jurnalismul, ci că jurnaliștii în dezvoltarea profesiilor lor au fost inhibați, să spunem, de, cum spunea, scriitorii de mâna a doua, care puneau monopol pe talent. Cazul lui Arghezi este unul special. El cultivă un jurnalist de expresie, da? Activitatea lui n-ar putea fi calificată neapărat ca una jurnalistică, ci mai ales ca una editorială. A fost editor de periodice. El s-a mișcat în zona expresiei, a literaturii. Arghezi n-a fost reporter, faceți distinția. Nu-l văd pe Arghezi să aștepte la ușile Parlamentului. Aici trebuie să fim foarte serioși, să spunem adevărul. Jurnaliștii de tip Arghezi, ca și mulți alții de după, ei nu aflau, ei știau. Da. Aici este cheia cheilor. Da. Dacă acela era jurnalist. Eu am îndoiel că era jurnalist. Adică citai gazetele, aveai o indignare, în două ore o exprimai. Nu, era publicist, făcea publicistică până la urmă. Mă rog, să zicem. Dar aici este confuzia noastră, una dintre confuziile mari. Ce este jurnalist, ce este altceva decât. Confuzia se păstrează și în zilele noastre și este jenant că se întâmplă așa. Noi avem în momentul de față o autointitulată Uniune a ziariștilor profesioniști. Este toată floarea presei comuniste acolo și prin niște șmecherii bizantine, ei n-au decontat nicio vinovăție că au mâncat rahat în comunism. Nu li s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, statul român postcomunist îi recompensează, este un caz unic în Europa, de ce îi primesc indemnizații de recunoștință de creator din partea statului. Adică ai mințit. Și se menține astfel confuzia aceasta de care spuneați. Firește, dar este treaba lor, e partitura lor să mănânce rahat în continuare. Dacă spui că ei sunt creatori, înseamnă că ei n-au fost jurnaliști niciodată. Jurnalismul nu este creație în sensul pe care îl dau ei. Dar aici au mâncat rahat împreună cu Academia Română, îmi pare rău, cu niște miniștri de la cultură,
și multe altele, să nu deschidem discuția că devine penală. Deci noi nici în 2021 nu vrem să tranșăm ce este jurnalist și ce este pseudo-jurnalist. La Uniunea Ziariștilor Profesioniști pe care ați amintit-o, probabil că sunt membri și cei care s-au apucat de această meserie și după 1990 sau după 2000 sau după 2010. Da, cu certitudine sunt. Sunt și neveste de ziariști care n-au călcat în viața lor prin presă, sunt fiice, nepoate, cumnate. Noi știm, dumneavoastră vă puteți imagina că în momentul de față România are peste 4.000 de jurnaliști profesioniști. Hai să fim serioși. E mult, e puțin? Ce spuneți dumneavoastră? Este 4.000 la o populație de cât? 18 milioane? Este cât Franța și Spania la un loc. Hai să fim serioși. Aha, da. Revenind, ca să încheiem cu perioada aceea comunistă, ce nu înțeleg este că deși ați descris un grad de obediență extraordinar în tagma aceasta, relativ poate și la alte bresle profesionale din aceeași categorie. Cu toate acestea, lucrătorii de presă, cum i-a spus în studiul din panorama comunismului în România, erau frustrați. Ei percepeau că nu au fost recompensați pe măsură. Cum se explică faptul că, deși erau foarte obedienți, totuși erau tratați mai prost, poate, decât scriitorii sau alți artiști? Păi ei se raportau la scriitori. Tot timpul jurnaliștii, în toată mediocritatea lor, au visat că pot deveni într-o zi scriitori. Și unii au și devenit. De ce vreau scriitori? Scriitorii aveau 11 case de creație. Vă puteți imagina Pelișorul, Mogoșoaia, Mari Palate, Sâmbăta de Sus, erau rezervate pentru scriitori. Da? Pe banii statului, stăteau acolo, beau, făceau ce făceau și mai comiteau și câte o operă literară. Cum să nu vrea și jurnalistul, săracul de el, să dospească lângă scriitor? Pe urmă venea vaporul Volga, de la Budapesta, pe Dunăre, unde erau scriitorii care beau, fumau, visau cum să se lupte ei cu comunismul, inclusiv români. De ce n-ar fi vrut și ziariștii săraci de ei, care puteau să schimbe câte apartamente vroiau, să cumpere oricâte mașini vroiau, să semene cu scriitorii? De ce n-ar fi vrut ziaristul român să stea la Varna, la hotelul internațional al ziariștilor, unde, mă rog, dacă n-aveai... nu vreau să intru în aceste detalii. Ce vă spun eu acum, nu o să aflați niciodată, pentru că arhivele au fost compromise. Niciunul nu va fi dispus să vă spună adevărul. Vreți să spuneți niciun jurnalist din acea perioadă? Niciun jurnalist din acea perioadă și niciun scriitor din acea perioadă. Sigur că unii au murit între timp. A fost rentabil să mănânci rahat în comunism. A fost rentabil. Nu te obliga nimeni. Dar decât să devii profesor de limbă română la Pârlita din Vale, stăteai la București, mâncai rahat și era rentabil. Salariu mare, privilegii, una alta. Da. Toate redacțiile mari aveau case de odihnă, la munte, la mare. Nu vă supărați. Adică despre care jurnalism discutăm noi? Este un pseudo-jurnalism. Ei erau activiști de partid. Punct. Domnule Petru, puteți spune că care ar fi impactul sau rezultanta în zilele noastre a acestui fel sau pseudo-mod de a face jurnalist? Mă rog, nu mă preocupă să pun diagnostice. Eu ce vă pot spune este că România nu și-a făcut temele niciodată. Niciodată. În ceea ce privește jurnalismul, suntem cu atât mai jalnici. Dovadă că nu inspirăm încredere ca jurnaliști, uitați-vă că niciun mare grup de presă nu s-a stabilit la București, mă rog. Se confuzează, așa zic studenții mei, că se confuzează planurile. Noi în continuare cultivăm un jurnalism de expresie, da, literar. Narativ. Deci în continuare noi știm, nu aflăm. Exact. Asta face diferența. Când vom sta la masă și vom discuta onest ce înseamnă jurnalism, ce înseamnă fantezii, interpretări, etc.,
atunci poate ne vom apropia. Dar când spuneți vom sta la masă, vă referiți numai la jurnaliști sau e nevoie de un efort, nu știu, în societate mai mare? În primul rând, jurnaliștii, firește, dacă le pasă de imaginea lor, dar nu le pasă de imaginea lor. Lor le pasă exclusiv de încasările lor. Este foarte simplu. Uitați-vă câte forme fără fond avem. Zeci, sute de sindicate care n-au nicio obsesie a performanței. Au obsesii digestive. Cum să încasăm mai mult? Și atunci, ce, Doamne, iartă-mă, de standarde de onorabilitate putem să impunem noi? Continuăm discuția despre panorama comunismului în România cu domnul profesor Cristian Preda, decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București. Și continuăm discuția pe o linie deschisă de interviul precedent, cel cu domnul profesor Marian Petcu, care a vorbit despre anumite elemente de continuitate de la perioada comunistă la perioada de tranziție, în cazul particular al profesiei de jurnalist. Contribuția domnului Preda la volumul Panorama comunismului în România se intitulează Trei decenii de postcomunism românesc și propune o analiză a revoluției din 1989, a instituțiilor post-revoluționare, a sistemului de partide din perioada de tranziție, a culturii politice a alegătorilor, a guvernărilor care s-au perindat de atunci și a elitelor și a contestării elitelor. Un text dens pe marginea căruia se poate discuta în mai multe direcții, dar din care mă voi limita la două sau trei teme. Spuneați la un moment dat un lucru interesant, domnule Preda, și anume că statul a supraviețuit comunismului. E o expresie foarte interesantă și aș vrea să știu la ce vă referiți de fapt. Sugerați că o lepădare completă de comunism ar fi presupus și o reformă radicală a statului? E ceea ce se încearcă de 30 de ani încoace, adică o desprindere care să schimbe modul în care statul guvernează. Noi am schimbat regimul, asta toată lumea e conștient, avem un regim cu totul diferit, o nouă constituție, noi raporturi între puteri, nu s-a întâmplat de pildă ca în comunism puterea judecătorească să fie independentă. Astăzi a câștigat o independență semnificativă. Și așa mai departe, sunt foarte multe modificări ale regimului politic, ale raportului între puteri. Statul arată astăzi în unele domenii cum arăta în comunism, din punctul de vedere al gestiunii, al calității actului funcționăresc. În altele, sigur, s-a modernizat. De pildă, astăzi nu mai stăm la coadă la toate acele servicii pe care le oferea statul cu mare, mare grijă să controleze absolut orice proces. Nu? Sunt, din pricina evoluțiilor economice, servicii care sunt furnizate de piață și în sensul ăsta statul s-a retras. În altele, statul procedează la fel, din perspectiva de pildă a gestiunii spitalelor. Statul nu a devenit mai performant, deși are o concurență serioasă din partea sistemului privat. Dar serviciile publice oferite de stat sunt cam la fel organizate, nu? Cu direcții județene de sănătate, cu spitale controlate. Care ar fi elementul atavic rămas în privința aceasta a structurii generale a instituțiilor? Bun. Ați pomenit spitalul, să spun, dar e foarte important, puteți să rămâneți la el. Nu... Sunt multe exemple. În educație sunt multe exemple și schimbările tocmai la nivelul administrației, dacă vreți să fiu și mai precis, da. Sunt modeste și sunt denunțate, nu? Oamenii în general sunt foarte nemulțumiți de felul în care se poartă funcționarii, de felul în care sunt selectați funcționarii, de suprabirocratizarea pe care o întâlnesc uneori. Și ăsta e, nu, unul dintre pariurile pe care le fac politicienii tot timpul. Nu ne promit. Există impresia că, de pildă, partidele nu sunt, deși înainte în comunism nu existau, dar practic ele au rămas într-un stadiu care nu ar corespunde până la urmă ca și funcționare sau ca și expresie cu ceea ce se cere la ora actuală. Partidele au preluat unele din metehnele partidelor de dinainte de al doilea război mondial,
pluralismul care a existat până la venirea comunismului a fost reinventat de unii chiar cu mijloacele interbelice. Alte ori partidele s-au inspirat din ceea ce astăzi e tendința generală, de pildă marginalizarea ideologiilor. Nu? Foarte multe partide privesc cu dispreț de altfel ideologiile și asumă o dezideologizare forțată. Ba mai mult, unele nu sunt capabile nici măcar să spună dacă sunt de stânga, de dreapta, de centru și așa mai departe. Identificați cumva această stare sau originea, geneza acestei stări, de fapt, și în perioada comunistă, sau este vorba de ceva nou? Nu, în comunism tocmai amprenta ideologică era foarte puternică. De problema e că era unică, nu era supusă discuție. Era o ideologie unică, o ideologie care se proiecta ca o ideologie de stat, una în funcție de care era judecat orice gest. Nu? Și, cum spuneau chiar criticii totalitarismului, orice greșeală în economie, în profesie, în etică, devine o culpă din perspectiva statului și ești penalizat. Ideologia nu mai e unică, există competiție, însă importanța dată asumării unui set de idei care să fie stabile e mică, de asta sunt și volatile. Dar nu exista, nu aveam de unde lua practica acestei asumări, practic, din moment ce era vorba de o ideologie unică, care adică era și ignorată, adică era numai din vorbe. Da, sigur, statul justifica unicitatea acestei ideologii, spunând că e cea mai înaintată și că nu e nevoie de cele perimate. Astăzi nu mai avem, desigur, un asemenea peisaj și e libertate, poți să critici, evident, orice idee bună sau proastă lansată de adversari, însă în arhitectura partidelor și în compoziția lor, sigur că e urmată o tendință care e prezentă și în lumea occidentală. Nu forme noi de partid, de pildă partidele care își propun așa numite catch-all parties, să iau votanți, să ia sprijin din toate zonele societății, indiferent de rang, de clasă, de istoria personală, de venituri și așa mai departe. Sunt prezente și fenomenele numite în literatura politică partidocrație, adică încercarea partidelor de a confisca într-un număr mic întregul câmp partizan și de a nu permite intrarea unora noi. În fine, în ultimii ani s-a mai destins puțin acest control și au putut să intre partide noi, de toate felurile, de la partide ultranaționaliste, cum avem acum, la partide mai liberale, cum s-a întâmplat acum 4 ani. O vreme însă, între 2000 și 2012, am avut aceleași partide. N-am mai intrat niciun nou în parlamentele din 2000, 2004, 2006. Apropo de această perioadă pomenită de dumneavoastră, și o leg de o altă chestiune interesantă din textul din care va aparține din panorama comunismului în România. Vorbiți într-un subcapitol al eseului dumneavoastră de partidele tranziției. Dar în text e vorba preponderent de PNCCD, de PSDR, de PD, în general de partide și politicieni de dinainte de 2010, hai, chiar și de 2000. Să înțeleg că acum, în 2021, dumneavoastră declarați oficial tranziția încheiată, că s-a terminat cu trecerea de la comunism la democrație, din moment ce spuneți de partide de tranziție și vă opriți undeva în 2010. Am terminat cu tranziția? Asta e întrebarea. Eu cred că tranziția s-a încheiat la 1 ianuarie 2007. Atunci când România a devenit membra Uniunii Europene, fără să ne dorim, în mod special, adică fără să dorim să legăm acea dată de sfârșitul tranziției, atunci s-a încheiat. E aproape de previziunea lui Brucan, profetul din Dămăroaia, cum i s-a spus, fostul ziarist de la Scânteia din anii 45 și mai târziu, a spus în 90 că tranziția va dura 20 de ani. Mulți au reproșat, pentru că li s-a părut că e prea mult. N-a durat 20 de ani și, de altfel, Brucan nu a justificat niciodată de ce 20 de ani, însă cred că din perspectiva politică pe care o avem astăzi, momentul 1 ianuarie 2007 e un moment de ruptură. Atunci
clasa politică românească s-a arătat capabilă să facă un lucru pe care nu l-au putut face nici măcar înainte de al doilea război mondial politicienii democrați de atunci, și anume să producă o integrare instituțională în Europa. Asta e ceva foarte prețios. Până la urmă, mi se pare foarte interesant, mă scuzați că punctez acum, cum a venit acest final de tranziție? Cum a spus și dumneavoastră, fără să ne o dorim neapărat sau fără să fie neapărat, să depindă de noi neapărat. Este practic, dacă vreți, aceeași figură a formei care se așează asupra conținutului poate încă nefăcut din România. Politica e întotdeauna mai întâi o formă și pe urmă un fond. Doar conservatorii cred că există o creștere organică și că ea duce în mod spontan în niște instituții. Politica modernă nu e alcătuită așa cum cred conservatorii, prin acest tip de organicitate. Politica modernă înseamnă proiecte, forme, care sunt sau nu, unele eșuează, umplute cu conținut. Da, dar în cazul României s-a repetat povestea, pentru că povestea cu forma versus fondul este veche la noi. E veche, dar cei care au formulat-o negând capacitatea României de a se moderniza s-au înșelat. Teoria era foarte interesantă și iată are succes până astăzi, însă România s-a modernizat. România de la 1937, deși intră într-o derivă democratică în acea clipă, e o Românie mult dezvoltată în raport cu România de la 1866. Așa cum și România de astăzi este cu mult mai dezvoltată decât era România în 1990, ca să nu vorbim de epoci și mai negre din timpul comunismului. Astea sunt cadrele politicii, nu? Proiecte, ele uneori se realizează și insist, proiectul intrării în Uniunea Europeană este un proiect reușit și asta știu că incomodează pe cei care astăzi se răzbună, se revoltă, se războiesc cu vechea clasă politică. Nu am auzit chiar în zilele în care discutăm, zilele trecute, înainte de a face noi această întâlnire, din nou revolta împotriva politicienilor expirați. Unii dintre cei care li se spune expirați au participat într-un fel sau altul, cum i-a dus pe fiecare minte, acum au ajuns să decidă în momentele respective la acest proiect care e un moment colosal de important. Și care aparține, cred, și stângii și dreptei, chiar dacă la noi nu se face o distinție foarte mare între cele două. Evident că dincolo de partizanate, acesta a fost un proiect comun și a fost un proiect care ne-a implicat împreună cu ceilalți europeni, pentru că și asta este măreția integrării. Spre deosebire de proiectele anterioare din perioada interbelică sau de la sfârșitul secolului al XIX-lea, proiectul integrării europene este un proiect care a adunat un număr semnificativ de state membre. Înainte ca noi să intrăm, cum știți, s-a produs o altă mare extindere în 2004 cu 10 țări, până atunci fuseseră 15, cu noi și cu Bulgaria în 2007 am devenit 27. Ăsta este un proiect cum Europa n-a mai cunoscut și de asta n-aș fi atât de sever cu cei cărora li se reproșează, cum zic unii, că n-au făcut nimic din 1989. Sigur că ca o concluzie, domnul Preda, pentru discuția aceasta despre ceea ce a constituit titlul cărții, Panorama comunismului în România. Ca o concluzie, cum vedeți felul în care a fost gestionată, din unghiul dumneavoastră de vedere de politolog, moștenirea comunistă în acești 30 de ani post-decembriști? Și subiectul, știu, e vast. Vă rog să vă limitați la perspectivele privind gestionarea politică, ați început deja să vorbiți despre ea, și de gestionarea științifică, adică academică a acestei moșteniri. Cum s-a prezentat în ăștia 30 de ani? S-a întâmplat ce era firesc să se întâmple. Au existat nostalgici și avem încă printre noi. Sunt oameni care nu se obișnuiesc cu divorțul de o epocă în care s-au născut, au fost educați, au crescut. Și a existat, pe de altă parte, o majoritate, trebuie spus, de oameni care au avut ambiția separării, a schimbării, a despărțirii de acest trecut. A depășirii, da.
Da, de acest trecut foarte acaparator. Societatea noastră în 1989 era o societate a controlului, o societate bazată pe planificarea colectivă, pe zăgăjuirea energiilor individuale, o societate profund nedreaptă, o societate în care justiția era controlată politic, în care destinul fiecăruia era împiedicat să se afirme în libertate. Și cred că asta este o lecție importantă pentru ce înseamnă o societate în general. E posibilă schimbarea, chiar dacă, sigur, pe fiecare parte îl mai nemulțumește ceva sau pe fiecare dintre noi. Da, și în sine a fost un proces democratic, pentru că, așa cum a spus, s-a manifestat o majoritate. Da, asta nu trebuie uitat. Democrația înseamnă, într-adevăr, majoritate. Sunt foarte simpatice minoritățile și, în particular, sunt un mare suporter al minorităților de foarte multe feluri. Însă, logica democratică e o logică a cuprinderii majoritare, a negocierii unui compromis rațional, a reunirii unor interese diverse sub un țel nobil, și asta ni s-a întâmplat. Și din punct de vedere istoriografic sau din punct de vedere, nu știu, al politologului, cum am metabolizat comunismul în perioada aceasta postcomunistă? Știm astăzi mult mai multe despre comunism decât știam în 1990 sau în anii 80, când îl trăiam, pentru că foarte multe lucruri din ce se știau, ne erau necunoscute. Era o societate a controlului informației și nu puteam ști atâtea și atâtea din lucrurile care au apărut în cărți precum cea a Lilianei Coropca sau în raportul Tismăneanu, elaborat acum mai bine de 15 ani, sau în cărțile, în studiile de istorie publicate de eminenții istorici care s-au aplecat nu doar asupra chestiunilor represive, dar și asupra vieții sociale, asupra moravurilor din societatea comunistă. Ăsta e iarăși un lucru foarte prețios. Din păcate, nu au trecut foarte mult în manualele școlare informațiile pe care istoricii le-au scos la iveală. Dar a fost politizată istoriografia postcomunistă? În privința comunismului, vreau să spun. Bun, au fost politizate memorii și era firesc să se întâmple așa, pentru că a existat supraviețuitori, oameni care veneau din închisorile comuniste, și era firesc ca ei să spună propria versiune, să ne arate cum au suferit și cum au fost uciși colegilor de generație, cum au fost călcate în picioare atâtea vieți, cum au fost întemnițați democrați. Nu toți cei care au fost întemnițați erau democrați. Este adevărat acest lucru și aici, de asemenea, ar trebui să avem capacitatea de a nuanța. Politizarea s-a petrecut și pentru că o parte însemnată din personaje publice în 1990 erau ignorante. Foarte mulți nu știau ce e o societate liberă. Și gândiți-vă cât de șocantă a fost apariția unor oameni precum Ion Rațiu, care trăise 50 de ani în societatea occidentală și care se purta ca un politician occidental. A luat vreo 2% la alegeri. Cine a luat 85%? Cel care intrase în nomenclatură și în jocul politic în 1950. Pentru că mentalitățile nu erau pregătite, deschiderea oamenilor nu era suficient de mare și mulți au căutat o soluție de adaptare comodă, n-au încercat o cale mai rapidă, o terapie de șoc, cum se spunea în anii 90. Dar asta e istoria noastră și sigur că și în anii 90, acum se confruntă diverse versiuni. De altfel, ce e interesant în volumul editat de Liliana Coropca este faptul că există abordări care se revendică de la interpretări, și aș risca și cuvântul, ideologii diferite, în sensul unor interpretări mai la stânga sau mai la dreapta, în funcție de valorile pe care un cercetător sau altul le asumă.